Salutare, salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou video 360. Stați așa că ventuza asta nu s-o lipit cealaltă a treia, nu pot să o mai pun că e chestia asta, dacă s-ar putea roti un pic. Dar nu pot să o rotesc. Da, las-o așa. Stă bine. Da. Vom merge într-o plimbare. Cer scuze dacă am un pic dezordine prin mașină. Am avut niște treabă cu mașina. Mi-a dat cineva ceva și am dus un motor de ăsta, de Volkswagen. Am dus la fier vechi, să spunem așa, la materiale. Acum mergem într-o plimbare frumos. Sper să stea camera acolo, să nu cadă. Am pus telefonul ca să văd pe telefon ce filmează. Trebuia să-l bag și l-am încărcat telefonul, dar o să-l bag când ajung la un semafor. Sper să vă placă. Videoclipul, e foarte cald afară, iar au venit căldurile alea mari și insuportabile. Noroc mai adie vântul, de acum mai vine toamna. Dimineața e răcoare. Dimineața am fost la muncă, chiar a fost bine. Hai mă, că ai loc. Italia, ai loc. Poți să-i dai switch? Da, uite, poți să dai și switch. Switch to... Fine. Da, dacă îmi filmez normal, nu poți să dai switch. Ar fi fain să poți să dai switch. Nu am mai dat drumul la muzică cum mă bagă la copyright. Mergem până încolo spre Aușan, am eu o treabă. O să încercăm pe parcurs mai multe metode, să montăm camera, să văd cum pot să scot, nu știu de ce nu merge rezoluția asta a 360 când pun pe YouTube, ies în ceață așa, nu ies o rezoluție proastă, deși ea filmează 4K, deci nu e o rezoluție proastă. Când fac 360, să văd, poate pot să scot video 360, să dați voi slide, să vă orientați de jur împrejur. Grămadă de ambulanță pe aici, o grămadă de... Doamne. Ori din partea stângă, ori din partea dreaptă, deci din spiura. Vai, și stă la coadă acolo ambulanța cu, cum se cheamă, cu pistele lor de biciclete. Dăm un pic drumul și la... Da, dacă dau drumul mai tare, dă căldură, nu cât de aer rece. Normal ar trebui să dea un cât de cât aer rece, dar și la 17 grade. E la low. Vede fain. Oh, uite ce fain se vede și pe telefon.
verde. Îmi plac mult videoclipurile lui Alex Montrey, care le face el, sau poate are de ăsta, cum se cheamă, nu cameraman, am zis că pun ăsta la încărcat, dar oricum mai am baterii. Cum îi spunem, băi, fraților, ce dâmburi sunt pe aici. Are editor, cred că, care îi fac videoclipurile. Mi-ar plăcea să am o curte așa, să am diferite mașini, dar nu mașini bune, mașini din astea mai vechi, să pot să... Da, pe drumuri publice te s-o ai înmatriculată, s-o ai și să încerci să bagi, adică gen când, Doamne ferește, rămâi fără ambreiaj, să încerci din că la 2000 și ceva de turații să schimbi viteza fără să calci ambreiajul. Da, cred că sare cutia de viteză, sare tot, da? Dacă aș avea o mașină în aia vechi, undeva pe un câmp, pe ceva, mamă, ce forjă i-aș da. Da. Ce să facem, bă, fraților? Îi dăm înainte, când apoi nu puteam să dăm. N-am mai fost de mult pe la țară, băi. Weekendul ăsta, adică de vineri, sâmbătă și duminică lucrez, mai ales sâmbătă și duminică ajung la ora 22 acasă. De asta mai fac și eu vloguri, diferite vloguri în cursul săptămânii când am timp liber, ba cu mașina, ba cu... Eu nu-mi place să lăs canalul gol. Nu-mi place să lăs canalul gol acolo, să fie gol. Vine un mai bac. Te-ai grăbit, au, dar ce blond. DXP are ca număr ca lui Dorian Popa, DXP. Da. S-o cam murdărit iar mașina, te s-o spăl. Asta e treaba cu mașinile. Ori bagi bani la benzină, bagi bani în ulei, în chestii, în trestii. Oricât din nou, oricât de vechi ar fi, uite-te să-i cumpăr o de asta de volan, că asta e veche de când mașina s-o rupt pe ei, s-o crăpat. Aș face ceva la mașină, nu vă dau acum idei. Un low cost așa. O chinezărie low cost, o să vedeți. Mă duci capul, dar să am timp. Să am timp că na. Trebuie să mai și muncim, băi, fraților, că fără servicii greu. Fără servicii greu. Că de bani mulți ai avea, îi cheltui. Din nu mai rămâi cu nimic. Da, așa e. De pe o lună pe alta, de pe o lună pe alta, de pe o lună pe alta. Trăim de pe o lună pe alta, cum s-ar spune. Trebuie să mai ieși la o cafea, la un suc, la o socializare. Nu poți să stai numai să strângi bani. Asta e chestia. Nu poți să stai să strângi numai bani. Dacă stau după ăsta cu Duba, nu mai ajungi. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat. Băi, fraților, ne-am făcut 4560 de abonați. Vă mulțumesc din suflet. Sunteți o comunitate blană, frate, așa o să zic de acum. Ca în
ca în raliul Moldovei, Blană, frate. Da. Vă mulțumesc din suflet, mă bucur când vă abonați acolo. Să ne strângem un număr cât mai mărișor. Ia ca am pornit de la 10 abonați și am ajuns în 3 ani, 4 ani de zile. Am ajuns, băi, cam puțin tel. Da, eu sunt mulțumit de... Îți mulțumit de procesul ăsta de abonați. S-o mai dezabonat între timp, s-o mai... Asta e, n-ai ce să faci, că nu poți să obligi lumea să... Sunt canale foarte buni pe YouTube, Orange Blue, nu fac reclamă, Orange Blue, IBM Family, Danu Vlog, Shelly și așa mai departe, youtuberi mari, Teo Zeciu, băi, sunt o grămadă de youtuberi care sunt ok, adică au vloguri ca lumea, trei chestii, Tiberius Cornel, Nea Turcia, Mihai Turcia, băi, sunt o grămadă de canale, trebuie să aveți și timp să le urmăriți, bineînțeles, timp, voință. Fiecare, acum e luna lui august, lumea a plecat prin vacanță, să mai duc pe la mare, să mai duc pe colo, să mai duc pe colo și... Na, asta e. N-ai ce să faci. Asta e treaba. Băi, cam atât cu vloguri, eu am un pic de treabă până mai încolo, imediat. O să ajung la destinații. V-am pupat, cu voi a fost Adrian Cătălin Zecatei, nu uitați să rupeți butonașul de like, să dați un comentariu la canal și un subscribe. Share nu vă mai cer să mai dați, că nu vă interesează să dați o distribuire ca să vadă și prietenii voștri. Asta e o poveste mai veche. V-am pupat și ne vom revedea la noi vloguri. Pa, pa!